Tu te concentrezi pe relații pe termen lung, ești plăcută în comunicare și dorești sincer să fii folositoare. Aceste calități reflectă grija și înțelegerea ta, care atrage invariabil oameni lângă tine. Tu ai un farmec și o abordare diplomatică, fără a dori să comanzi pe nimeni. Uneori pari misterioasă și de neînțeles. Personajul tău schimbător dăunează unora, îi face confuz pe alții și de aceea înțelegi oamenii mult mai bine decât altcineva. Victimizarea este tema principală în viața ta. Dorința ta de a te sacrifica se manifestă în diferite moduri. De multe ori, îți sacrifici interesele de dragul unor afaceri, bunuri publice sau dorințe obișnuite ale prietenilor sau familiei. De obicei, tu însă ți-ai nevoie de jertfe mari de la alții, mai ales de la cei dragi. Cu toate acestea, tema sacrificiului de sine poate fi repetată uneori într-o temă mai abstractă, filozofică, în care sacrificiul este acceptarea vieții așa cum este ea, așa numitul sacrificiu prin propriul egoism. Apoi, în cel mai bun caz, ești completă dezinteresată și lucrezi exclusiv în beneficiul altora. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: spiritualitate, dorință de a ajuta, versatilitate, sacrificiu, dăruire, blândețe, prietenie. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii, așa că ar trebui să fii atentă. Sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa raționalității, precum și de lipsa pragmatismului sănătos. Ești o femeie plăcută, puțin sociabilă, romantică, care caută o iubire veșnică și sigură, care dorește să beneficieze de oameni. Tu simți bine oamenii și motivele acțiunilor lor. Tu încerci cu sinceritate să ai grijă de cei dragi, deși ai și tu nevoie de îngrijire. Universul ți-a dat blândețe și discreție. Diplomația și carisma înlocuiesc cu succes atacul frontal. Aura misterului și misticismul te ascunde de privirile ciudate ale altora. Dacă ești una dintre cele care a ales calea ușoară a sacrificiului de sine, de dragul idealurilor și intereselor înalte ale societății, o faci cu mare plăcere, considerând-o datoria ta. Tu crezi sincer în ceea ce faci, fericirea și bunăstarea celorlalți este cel mai mare premiu pentru tine. Sau dimpotrivă, simțind instinctiv că ceilalți nu-ți percep sacrificiul, poți fi foarte distrasă, deoarece eforturile tale, din nefericire, nu au fost apreciate. Astfel de tulburări, mai ales dacă se repetă foarte des,
se pot acumula într-o zi și pot conduce la faptul că te vei abate de la responsabilitatea care ți este impusă. Astfel, tot timpul suprimi un sentiment de egoism. Pericolul este aici. Tu înțelegi aceste lucruri și încerci să-ți evaluezi în mod obiectiv eforturile, în timp ce alții respectă orbește destinul și se consideră drept învinși. Tu ar trebui să alegi calea serviciului pentru alții, fără a renunța completă la propriile dorințe. Pentru tine este important să fii mai încrezătoare în idealurile tale și să nu-ți fie frică să vorbești despre ele. Dacă ai crescut în condiții ideale sau dacă stilul de viață al tău nu se potrivește cu adevăratele tale talente, atunci tu ai tendința să îți determini viitorul negativ. Dacă într-o zi vrei să-ți iei controlul asupra vieții tale, te vei găsi cel mai probabil că devii din ce în ce mai aprigă, deoarece va trebui să contrazici obiceiurile tale. Încrederea în sine, determinarea, certitudinea, curajul. Acestea sunt trăsăturile pe care, înainte ca tu să te sacrifici pentru cineva sau ceva, ar trebui să le dobândești. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești compasională și impresionantă, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta utere, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 24 februarie soarta ta? Ai un caracter dezinteresat. Ești întotdeauna gata să vii în ajutor și să te sacrifici pentru un anumit scop. Tu poți renunța la interesele tale pentru succesul unor afaceri sau îți poți abandona obiectivele în beneficiul societății. Punerea la dispoziție a dorințelor celor dragi și a prietenilor tăi este ceva normal pentru tine. Dar, în schimb, te aștepți la același tratament, aceeași grijă, uneori cerând imposibilul din partea membrilor familiei tale. Dar dacă victimizarea înseamnă ceva intangibil și abstract, ceva legat de sentimente și interese, consecințele sunt complet inofensive. Tu poți pune interesele celorlalți deasupra ta, faci aceste lucruri în funcție de idealurile tale. Tu te simți foarte mulțumită de faptul că ai putut să bucuri pe cineva, bucuria altcuiva îți îmbogățește sufletul și te umple cu fericirea utilității tale în această viață. Tu simți că viața ta nu este în zadar și că existența ta are un sens. Cu toate acestea, se întâmplă să oferi ajutor altora, condusă de un sentiment de datorie, nu de sufletul tău. Dacă faci asta, este pentru că tu crezi că este drept, și nu pentru că tu o dorești. Dacă persoana pentru care ai făcut acest sacrificiu nu exprimă entuziasm și bucurie furtunoasă, atunci aduce un delict teribil pentru binefăcătorul său, care are nevoie urgentă de apreciere și aprobare. Aceste lucruri poate duce la faptul că tu încetezi pur și simplu să-ți îndeplinești îndatoririle directe. Din aceasta, devin clar că poți reuși să scapi de egoism, în timp ce alții încearcă să-l suprime în sine. Aici este ușor să aluneci în auto-înșelăciune și să te asiguri că ai realizat acel obiectiv, în timp ce în realitate nu există oameni complet dezinteresați. Doar că unii oameni sunt mulțumiți de bucurile duhovnicești, în timp ce alții au nevoie de ceva mai substanțial. Nu renunța complet la dorințele tale. Poți servi binele celorlalți, păstrând o parte intactă din sufletul tău. Ar trebui să-ți urmezi idealurile și să nu-ți fie frică să-ți aperi opiniile. Dacă destinul tău nu este favorabil, te simți lipsită de merite în comparație cu membrii mai prosperi ai societății. Este posibil ca în acest caz să nu poți să te angajezi în activități care sunt cu adevărat de interes pentru tine. Aceste lucruri îți va da impresia că nu te așteaptă nimic bun în viitor. Dacă vrei să schimbi situația care a fost creată, va fi o violență asupra sufletului tău, deoarece va trebui să te angajezi într-o aventură neplăcută. Tu trebuie să dobândești puterea spiritului, să poți rezista greutăților vieții,
înainte de a te sacrifica pentru binele ideilor tale. În relațiile personale, tu dai mai mult decât primești în schimb, ceea ce îți aduce satisfacție deplină față de propria ta noblețe, dragoste și compatibilitate. Spiritul imprevizibil al libertății trăiește în tine, totuși casa și familia joacă un rol semnificativ în viața ta. Sentimentală, idealistă și romantică, ești departe de ideile de viață despre relațiile de dragoste. Cu toate acestea, în loc să te întâlnești față în față cu frustrări, încerci să înfrumusețezi părțile negative și să speri pentru este mai bine pentru tine. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ecurac, Scorpion și Taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Problema sacrificiului este principala întrebare din viața ta. În plus față de pești și, probabil, de rac, această problemă nu este atât de relevantă pentru nimeni. Este aproape imposibil să nu fi trecut prin dorința de a te sacrifica pentru cineva sau pentru o idee. Pare frumos pentru tine să-ți sacrifici interesele de dragul omenirii, prietenilor, familiei sau muncii. Cu toate acestea, soliciți același lucru de la cei dragi. Se întâmplă să supraviețuiești complet egoismului tău, să devii un om luminos și senin, aproape sfântă, pentru care bucuria și fericirea altcuiva sunt într-adevăr o răsplată valoroasă. Dar se întâmplă să-ți însușești egoismul, să acumulezi nemulțumiri, care într-o zi riscă să provoace boli nervoase. În plus, din punct de vedere pur psihologic, aceste lucruri poate provoca în cele din urmă irresponsabilitate și nerespectarea obligațiilor tale publice. În acest caz, poți ajunge la concluzia că nu ești niciodată norocoasă și nu mai încerci să faci ceva, alunecând în depresie. Ar trebui să alegi calea de mijloc, să nu te abandonezi pe tine și interesele tale, să servești societatea, combinând aceste lucruri cu bucuriile și recompensele personale. Te rog să reții principiul mijlocului de aur, nimic fără rațiune. Ai nevoie de mai multă încredere pentru a obține ceea ce dorești. Aceste lucruri te va ajuta, de asemenea, să renunți într-o oarecare măsură la o anumită doză de egoism, sănătate și boli. Ai adesea o tendință de suprarelaxare și inacțiune. Îți place relaxarea pe canapea sau statul la calculator, telefon, tot timpul. Un astfel de stil de viață este prea inactiv și poate provoca probleme de sănătate. În special sub atac sunt sistemele cardiovascular și limfatic. De asemenea, poți deranja pe ceilalți cu pesimismul și poziția ta de victimă, pe care dorești să o păstrezi în mod constant. Din cauza tendinței accentuate de a te sacrifica în mod constant și de a face predicții negative, poți provoca indignări legitime printre ceilalți. Relațiile de dragoste pot să devină centrul universului tău, astfel încât ar trebui să fii conștientă de posibila dependență de acest sentiment, așa numită dependență de dragoste sexuală. Plăcerea sexuală este parte integrantă a fericirii tale. Nu aș vrea să merg mai departe, dar trebuie să spun că poți fi hedonistă, iubești să dormi, să ai o masă gustoasă și chiar să mănânci foarte mult, să te dedici plăcerilor carnale. Dar emoțiile trebuie controlate cel puțin într-o anumită măsură, pentru a nu sparge capul într-o zi. Totodată, este necesară o dietă echilibrată. Soarta și norocul. Universul a hotărât să fie ambițioasă, încăpățânată, energică,
independentă și intenționată. Vibrațiile zilei sunt de așa natură încât sporesc proprietățile pronunțate ale naturii tale. Depinde de tine ce calități de caracter vei dezvolta. Dacă ai conceput, îți atingi întotdeauna obiectivul, urmând cu fermitate scopul dorit. Vei avea noroc în cariera ta și sfera financiară. În viața de familie, ești capabilă să atenuezi situațiile de conflict, evitând momentele critice. Ai mulți prieteni, dar există și câțiva dușmani. Tu poți avea succes în muzică și literatură. Sfaturi pentru tine. Înainte de a determina sensul vieții tale, trebuie să dezvolți o disciplină în sine, cu care ai adesea probleme, voință, hotărâre, intenție, fermitate. Pentru a face acest lucru, desigur, trebuie să spargi stilul obișnuit și atât de confortabil de viață. Dezvoltă-ți talentele și voința. În special, este necesar să elimini lena din viața ta. La început, aceasta îți va aduce nemulțumire vie și chiar mânie, dar dacă într-adevăr dorești să trăiești pentru cel mai înalt scop și să beneficiezi de societate, va trebui să te schimbi. Te rog să reții că nimic în această viață nu se face în zadar. Poate că viitorul tău va fi la fel de frumos ca trecutul care a fost teribil, dacă nu accepți aceste sfaturi. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat, aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu darul din interiorul darurilor. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Un inel cu aquamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.